În debutul capitolului 26 al Evangheliei după Matei, luăm cunoștință de diverse aranjamente făcute în legătură cu Isus. Liderii religioși hotărăsc să-L omoare pe Isus, Iuda încheie târgul cu ei, ucenicii organizează celebrarea Paștilor, iar o femeie îi unge picioarele Mântuitorului cu mir scump, pregătindu-L pentru îngropare, cum va spune Domnul care a lăudat-o. Apoi suntem purtați în intimitatea ultimei mese pe care o iau împreună Isus și ucenicii, masa de Paști, când Domnul îi anunță că unul din ei îl va vinde. Fiecare din noi suntem în stare să-L trădăm pe Hristos. Dacă El n-ar ține mâna întinsă peste noi, i-am întoarce spatele în următoarele 5 minute. În timpul praznicului Paștilor, Isus instituie o nouă celebrare. Citez din Matei 26, de la versetul 26. A luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Am încheiat citatul. Vă sună cunoscut? De secole, Paștele arată spre venirea Domnului. Iar acum El spune să privim în urmă. În timpul mileniului îl vom celebra din nou, în prezența lui Isus. Apoi Isus se roagă în grădina Ghețimani, unde pomenește de un alt pahar al suferințelor, se referea la cruce și la povara păcatelor întregii lumi. Este imposibil să înțelegem pe deplin semnificația momentului Ghețimani. Isus știa că Satan era prin preajmă. Se va lupta cu acest inamic puternic, ca și la începuturi, când cu înverșunarea lui Irod sau cu ispitirea din pustie. Totuși Iisus va rămâne tare și va accepta paharul și deci voia Tatălui. Și l-a înfrânt astfel pe cel rău și putem spune că biruința de pe calvar a fost câștigată în Ghețimani. Și ajungem la punctul culminant al mesajului Evangheliei, moartea lui Iisus pe cruce. Niciuna din cele patru Evanghelii nu redă detaliat și integral ce s-a întâmplat la Golgota. Autorii ne spun doar ce au aflat din prejurul crucii. Parcă Dumnezeu a învăluit într-o manta de întuneric ultimele ceasuri dinaintea morții lui Iisus pe cruce, spunându-ne, e ceva ce nu poți privi, atâta suferință nu poate fi înțeleasă, este dincolo de puterile omenești. A fost o tranzacție între Tatăl din ceruri și Fiul de pe cruce. Mai mult decât moartea în sine și suferința teribilă a răstignirii, altceva este copleșitor. Iisus, sfânt, neîntinat și despărțit de păcătoși, a fost făcut păcat pentru noi. Acolo pe calvar, păcatul întregii omeniri a fost pus peste El, nu în termeni academici sau în sens judiciar, ci realmente. Nu pentru oameni în general, ci pentru tine. Oroarea pe care a resimțit-o când acea povară uriașă de păcat a fost pusă asupra Lui, nu se poate imagina. Și cu toate acestea, Iisus nu s-a rugat să fie ferit de așa ceva, ci a vrut să se facă voia lui Dumnezeu până la capăt. Dar totul se întâmpla conform Scripturii. A fost cea mai măreață zi din istorie. Domnul a fost pus pe cruce la 9 dimineața. Până la amiază, omul făcuse tot ce voise și putuse cu Fiul lui Dumnezeu. Apoi întunericul a acoperit pământul și crucea a devenit un altar pe care a fost adus jertfă mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.